Antevorbitorii mei au menționat de investiții și susțin 100% investițiile în zootehnie. Ba chiar mai mult aș spune că e nevoie de un program guvernamental care să meargă integrat zootehnie, parte de abatorizare și parte de procesare. Și de ce nu promovarea produsului finit în exteriorul României? Pentru că dacă investim doar într-un sector, o să avem rupturi în lanțul pe care îl prezint aici. Am luat un exemplu dintr-o categorie de consum, e 1% din consumul de carne, dar știu că a fost pe frontul discuțiilor în ultimele luni. Practic, ca să ajungem la ceea ce cere consumatorul și se cheamă coastele de miel, noi nu putem să abatorizăm, deși tehnic putem să facem la noi în magazin, dar nu e rentabil din punct de vedere comercial. De aceea avem nevoie de investiții în sectorul respectiv. Cumpărăm azi din România, practic, pulpa, cumpărăm carcasa sezonier, dar postițele, din păcate, le cumpărăm din import și ne-am bucurat să vedem o soluție pe care industria să ne pună la dispoziție, astfel încât să putem să dezvoltăm sectorul împreună. Care ar fi rolul nostru în industrie? Am menționat că putem să dezvoltăm sectorul împreună cu valoare adăugată. Pentru că responsabilitatea pe care o avem nu e doar de a răspunde nevoilor clienților, cred că putem să și creăm nevoi împreună. Și un prim exemplu l-aveți în acest slide, am luat câteva poze de la Metro Germania, unde practic produsul este pregătit pentru a fi mult mai ușor folosit în bucătărie, atât în sectorul HoReCa, cât și în sectorul privat de către consumatori. Deci, această cunoștință, această experiență există în companie și sunt convins că, virgulă, colegii mei din achiziții împreună cu reprezentanții dumneavoastră de vânzări pot merge în această direcție de a construi produse care să aducă valoare adăugată în industrie. Tot pe aceeași linie, valoarea adăugată este din conveniență. Aici, deși scrie Germania, pozele sunt din Italia. Sunt produse pe care am început să le văd și în piața din România. O pregătire, o porționare, partea de conveniență e cea care va face diferența. Și de ce spun asta? Tot făcând o legătură cu un exemplu din Metro Cehia, acum 2 luni am vizitat, am purtat o discuție cu industria HoReCa, care e cea mai mare provocare pe care o aveți. Și nesurprinzător e una pe care o cunoaștem cu toții, lipsa personalului. Lipsa personalului calificat se poate rezolva parțial sau integral prin aceste produse de conveniență care pot fi mult mai ușor folosite în bucătărie. Deci, încă o dată, este o invitație ca împreună cu dumneavoastră să putem să dezvoltăm aceste produse. Ce înseamnă pentru noi carnea? Înseamnă o categorie în care avem deplină încredere că putem în continuare să atragem clienții noștri. Și am luat niște date macro, vorbim de, după cum vedeți, 55 de milioane de tone, practic acum 50 ceva de ani, s-au dus 320 de milioane, o să spuneți, da, dar și populația globală a crescut. Da, a crescut, dar practic și consumul per capita a crescut cu 20 de kilograme. Unde suntem noi în momentul de față? Practic suntem sub media europeană și putem să accelerăm, deci nevoia de consum poate fi în piață. E important cum o descoperim împreună și cum venim în sprijinul ei. Avem în momentul de față colaborări cu câțiva producători din industrie și care exportă către țări metro prin acest oficiu de trading. Practic, structura internațională Metro integrează 3 oficii de trading specializate pe legume, fructe, carne și pește, iar cel de carne situat la Rotterdam comercializează anual cam 50.000, aproape 50.000 de tone de carne. Deci există producători și unii prezenți în sală care au colaborare cu acest trading office, cu sprijinul colegilor din România,